Adunarea generală a Națiunilor Unite, Siria a fost unul din primele subiecte, poate cel mai important. Dar după aceea, de la Berlin, de la Paris, de la Londra s-au primit mesaje care nu concordă neapărat, sunt cel puțin nuanțe care fac diferența și fac diferența inclusiv în raport cu platforma propusă de înaltul reprezentant, doamna Mogherini. În acest context aș sublinia necesitatea unei abordări strategice și pragmatice a rolului actorilor internaționale în rezolvarea situației din Siria, în special în ce privește intențiile Rusiei. În timp ce Rusia afirmă declamatoriu susținerea și consolidarea pozițiilor aliaților, pe de altă parte, ea adoptă o agendă cel puțin impredictibilă în privința propriilor scopuri. În acest sens, atacarea unor ținte ca adversari politici ai lui Assad și nu ISIS confirmă odată în plus îndoiala în ce privește sinceritatea angajării. O Pax Rusica n-are cum să fie o soluție pentru Siria și nici de cum o soluție pentru Orientul apropiat. Mulțumesc!